Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare. Te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Te voi binecuvânta, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Pentru tot ce mi-ai luat, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, și nu vorbe vreau să spun, ci cântarea mea să-ți ardă. Ție bunul cel mai bun și-n iubire să se piardă. Ție bunul cel mai bun, ție bunul cel mai bun și-n iubire să se piardă. Ție cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, nu că eu aș fi să cânt, sau că am vreo vrednicie, dar iubirea-mi dă având, ca să-ți cânt mărire ție. Dar iubirea-mi dă având, dar iubirea-mi dă având, ca să-ți cânt mărire ție. Cu Dumnezeu în fiecare zi, 73. Cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Și într-o zi călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. El a ajuns în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa umblă în vremea lui și Noe, și toți râdeau atunci el în voie. Dar n-au rămas sub primul curcubel, decât cei ce umblau cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Decât cei ce umblau cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa umbla în Israel Ilie, îndeplinindu-și sfânta lui solie. Și un car de foc l-a dus ca pe un trofeu, să umble și în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, să umble și în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în fiecare zi.
cu Dumnezeu în fiecare zi. Să fim și noi în lumea de țărâne, la pieptul lui senin cu el de mână. Și într-o zi umblând așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Tăria mea, tăria mea. Tăria mea, tăria mea, ești tu, ești tu, Părinte, prin încercarea cea mai grea, cu tine merg înainte. Tăria mea, tăria mea, prin încercarea cea mai grea, cu tine merg înainte. Tăria mea, tăria mea, ești tu, ești tu, Iisuse, când mi-e rănită inima, tu-mi dai puteri nespuse. Tăria mea, tăria mea, când mi-e rănită inima, tu-mi dai puteri nespuse. Tăria mea, tăria mea, ești tu o duh de viață, prin tine am și voi avea izbândă mai măreasă. Tăria mea, tăria mea, prin tine am și voi avea izbândă mai măreasă. Tăria mea, tăria mea, mă-nchin mărire ție, cu tine mă voi lăuda și-acum și-n veșnicie. O, Dumnezeu, tăria mea, cu tine mă voi lăuda și-acum și-n veșnicie. Cât mai frumoasă ești, iubire, din zi în zi, din ceas în ceas, și dulcea ochilor privire, mai limpezită ce-a rămas. Și dulcea ochilor privire, mai limpezită ți-a rămas. Ce trecătoare-s toate, toate, și oameni și așezări și legi, nimic din ce-i acum nu poate să treacă veacurile-ntregi. Nimic din ce-i acum nu poate să treacă veacurile-ntregi. Iar tu, iubire, tu ai viața în veșnicii neprinse gând, și tot mai tânără se fața, cu cât trec vecii rând pe rând, și tot mai tânără se fața, cu cât trec vecii rând pe rând.
să ești iubire și frică-i așa mereu. Eu nu știu altă fericire, dar știu că Tu ești Dumnezeu. Eu nu știu altă fericire, dar știu că Tu ești Dumnezeu. Eu sunt Domnul 74. Eu sunt Domnul, sunt Mântuitorul tău. Eu te chem pe nume, ești al meu. Nu te teme de nimic, de niciun rău. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme. Eu veghez asupra ta mereu. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Dacă treci prin ape cu talazul mar, eu voi fi cu tine în orice greu. Bate vântul, bate cât va fi de dar, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme, eu veghez asupra ta mereu. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Dacă trești în focul cel de ur aprins, adăpost și pază îți sunt eu. Viața nu ți-o arde, nu vei fi atins. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme, eu veghez asupra ta mereu. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Pentru tine în lume dau popoare întregi, Tu ai preț nespus în ochiul meu. Te iubesc de-a pururi, asta s-o înțelegi. Eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme, eu veghez asupra ta mereu. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Eu sunt Domnul, sunt Mântuitorul tău. Tu-mi porți numele mereu, mereu. Nu te teme, eu lucrez și niciun rău nu-ți va fi, am zis eu Dumnezeu. Nu te teme, nu te teme, eu veghez asupra ta mereu. Nu te teme, nu te teme, eu te izbăvesc, eu Dumnezeu. Așa că să ne rugăm la înainte de asta, dacă trebuie să scrie asta din Isaia 43, pentru că e un text care ne vorbește despre identitatea noastră. Cine crede în Dumnezeu și
și cunoaște cuvântul lui și citește cuvântul lui și crede cuvântul lui, că asta înseamnă a crede în Dumnezeu, înseamnă a crede în cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu își asumă o altă identitate. Dintr-o dată se întâmplă ce scrie acolo, socotiți-vă și voi, socotiți-vă mulți, atâta, socotiți-vă vii față de Dumnezeu, socotiți-vă. Deci îți asumi o identitate și te consideri așa. E ca și când un om merge într-o altă țară și dintr-o dată primește cetățenia. Și povesti cu copiii familiei Dușmariu, când au ajuns în America, au ajuns la 8 sau 9 ani. Părinții le-au spus, acum sunteți americani, uitați, vorbiți ca americani, trăiți ca americani, faceți ca americani, nu mai sunteți români. Și târziu am înțeles. Ei suferiseră mult în România și nu aveau nicio nostalgie pentru locul de unde au plecat. În momentul în care crezi, îți asumi o altă identitate și noi când credem, deși textul acesta a fost scris de un evreu pentru evrei, noi ca creștini suntem altoiți în promisiunile lui Avraam, suntem ca și un altoi puși într-un pom și se hrănește din aceeași rădăcină. Și noi ne hrănim din aceeași rădăcină a promisiunilor lui Dumnezeu. Și citesc o parte din text, primele 5 versete. Și până așa să ne rugăm, scurt, fiecare, dacă se poate, să mulțumim Dumnezeu, că și fiecare avem de ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israel. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor uneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, că și eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Amin. Haideți să ne rugăm. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Iona. Înainte de asta, în Matei 12, să citim din versetul 38. Matei 12, 38. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el a zis, un neam viclean și prea curvat cere un semn, dar nu se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chipului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături din neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături din neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Amin. În cartea Iona sunt două întâmplări. Să zicem miraculoase, adică depășesc nivelul normalului care se poate întâmpla unui om. Una din ele este partea cu furtuna și cu peștele despre care toți copiii citesc cu plăcere, în care Iona a fost înghițit de un pește și a stat în pântecele lui 33 nopți și pe urmă a fost dat afară pe uscat. Și partea cu curcubeta, care o plantă, unii zic ar podricin, o plantă care a crescut foarte repede, i-a făcut umbră lui Iona și pe urmă s-a ușcat. M-am gândit la acest aspect al mâniei lui Iona. O să citim imediat despre asta, dar vreau să fac o scurtă introducere. Domnul Iisus vorbește despre Iona și amintește și partea cu peștele și amintește și partea cu pocăința celor din Ninive. Și spune un lucru, Domnul Iisus. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta și îl vor osândi. La judecată vor fi și evreii din generația Domnului Iisus și oamenii din Ninive care au fost, pare, cu 700 de ani înainte. Deci noi vom fi cu Nero și cu Adam și cu Noe. Deci la judecată lui Dumnezeu vor fi toate generațiile Pământului de 6.000 de ani de când este Pământul, toate vor fi acolo adunate.
Asta spune Domnul Iisus și asta spune Cuvântul Lui Dumnezeu și asta trebuie să credem. Pentru a fi o zi a judecății în care o generație va o sunt de altă generație. Bărbații din Ninive, care Ninive era o cetate, capitala Asiriei, cel mai asupritor popor de pe pământ. Deci, în vremea lor erau spaima lumii. Dominau, ucideau, dominau prin jaf, prin teroare. Era... Ninive este Mosulul de astăzi din Irak. Puteți să uitați pe Google Earth. Este pe malul Tigrului, la câțiva 400 de kilometri de granița Turciei, în sudul graniței Turciei, în nordul Irakului, în inima, e înconjurată de orașul Mosul. Și dacă veți căuta la partea de sud a ruinelor, se văd foarte clar pe Google Earth, că sunt imense, e o cetate foarte mare, fost o cetate foarte mare, veți găsi mormântul lui Yunus, așa ceva, îi spun musulmanii, de fapt nu-i mormânt, e o moschee, musulmanii îl socotesc profet pe Iona, se pare că a murit în Ninive. Asta deja nu mai contează, în orice caz acolo are o moschee foarte mare, moscheea lui Iona. Au distrus-o talibanii acum, au bombardat. Dar nu asta e important. Bărbații din Ninive se vor scula neamul acesta în ziua pe și îl vor osândi. Adică bărbații din Ninive au fost mai drepți. De ce? Pentru că s-au pocăit la predica lui Iona, la avertismentul lui Iona, de fapt. Și ce iată că aici este unul mai mare decât Iona. Acest aspect vreau să-l scot în evidență, faptul că Dumnezeu nu este un Dumnezeu numai al evreilor sau numai al unui anumit grup de creștini. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor. Și toți oamenii au dreptul la pocăință. Lucrul acesta, Iona nu l-a înțeles, de multe ori nu l înțelegem nici noi, de multe ori ne creăm un fel de insula noastră, un fel de noi voi, un fel de despărțământ în capul nostru, ei nu sunt ca noi și noi ce facem. Dar Iona n-a judecat așa, Iona a mers, adică a judecat și el așa și n-a vrut să meargă la Ninive și vom găsi scris de ce. Și până la urmă Dumnezeu l-a forțat să meargă la Ninive, i-a arătat că trebuie să meargă. Parcă, cum spune Apostolul Pavel într-un loc, zice, chiar dacă nu fac de bunăvoie, este o slujbă care mi-a fost încredințată. Vestirea Evangheliei este o poruncă a lui Dumnezeu. Și s-a dus la Ninive și oamenii s-au întors la Dumnezeu, la avertismentul pe care l-a adus. S-au întors la căile lor rele, de la nedreptate, de la alte lucruri pe care le-au făcut. S-au pocăit la părerea lui Ioan și atât până. Și oamenii din generația Domnului Iisus nu s-au pocăit. Domnul Iisus le-a vorbit, Domnul Iisus a făcut minuni între ei, Domnul Iisus a dovedit cu putere că e Fiul lui Dumnezeu și au rămas încătățânați și l-au pus pe cruce. Problema și semnul al doilea al lui Iona este curcubeta. Primul semn este peștele. Dar mai este un semn care ne întâlnim noi în viață și despre asta o să vreau să citesc mai departe. Iona, capitolul 3 și 4. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel, pagina 894. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cearea, de la faptele lor de asuprire pe care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și nu se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cearea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le facă. Și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, că-și vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu de te mâni. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate.
Acolo și-a făcut un umbraj și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească o curcubetă care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubeta aceasta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubeta și curcubeta s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mânii din pricina curcubetei? El a răspuns, da, bine fac că mă mânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție este milă de curcubeta aceasta care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu ai făcut-o să crească și într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Un text bun. De analizat. Apostolii spun despre proroci. Toți prorocii mărturisesc despre el. Și în altul zice că a început de la scriptura aceasta, de la Moise și de la toți prorocii și au spus lucrurile cu privire la el, cu privire la Domnul Iisus. Domnul Iisus, cel care a venit în lume ca să fie lumina neamurilor, nu numai a evreilor, a fost prefigurat în istorie înainte de mai multe întâmplări pe care el le-a repetat și pe care apostolii lui le-au repetat ca poporul lui, evrei, să înțeleagă că el este Dumnezeul, că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor poporilor. Și ei n-au înțeles. Și a fost ca Iona. Iona este un exponent exact al evreilor. Noi și numai noi. Dacă tu cumva vrei să-i mântui pe ăștia, eu mă mânii foarte tare. Și așa judeca Iona și așa judeca foarte mulți evrei. Și din păcate, așa judecă foarte mulți oameni cu mentalitate sectară, cu mentalitate, de exemplu, naționalistă sau mentalitate de duc de sectă sau de religie sau de genul, numai noi. Noi suntem mântuiți, restul să piară. Și ce bine că piară. Așa judecă. Dumnezeu a făcut de-a lungul istoriei mai multe semne. Când Ilie, și Domnul Iisus amintește, când Ilie a fost a rămas fără părul cherit a secat și a rămas fără apă, Dumnezeu l-a trimis la o cetate din Sarepta care ține de Sidon, la Cananiți. Deci am poruncit unei femei să te trănească acolo. Un Naaman sirianul a venit și a fost vindecat de Elisei, un străin, un asupritor, un sirian. Cananiții erau tot așa, erau un popor idolatru. Domnul Iisus s-a atins de femeia sirofeniciană și a vindecat-o. Mai mult decât atât, Domnul Iisus a vindecat pe robul unui sutaș la Capernaum și după Rusalii, unul din primii oameni pe care Dumnezeu l-a trimis pe Petru, a fost sutașul Cornel, care era centurion roman și care era în Cezarea și Dumnezeu trebuie să-i, înainte de asta, să-i prelucreze mintea la Corneliu, care zice, niciodată, Doamne, eu n-am intrat în casă unor oameni neteați împrejur. Să mănânc cu ei. Și o trebuie să-i dea o revelație, să-i descopere, să-i deschide mintea, ca să-l facă să meargă, să treacă granița. Și mai departe, apostolul Pavel, tot un evreu, tot un fariseu, fiu de farisei, neam de farisei, cum sunt evrei de astăzi, de apercionație. A făcut pasul în Europa și acolo, printre primii care au crezut, a fost Demicelul, iarăși un roman. Iarăși care făcea parte din cea mai asupritoare dintre popoare, așa numită Roma, în proroci. Pentru că Dumnezeu a vrut să treacă pasul acesta, să facă pasul acesta. Prin Domnul Iisus Hristos nu mai este nici judeu, nici grec, nici tăiere împrejur, nici netern, ci tot sunt una în Hristos. Acum, unul din prorocii care a vorbit despre Domnul Iisus, din moment ce zice că toți prorocii nu putem exclude pe niciunul. Și Iona a vorbit despre Domnul Iisus. Și a vorbit mult Iona despre Domnul Iisus. A prefigurat pe Domnul Iisus prin întâmplarea cu peștele și Iona l-a prefigurat pe Domnul Iisus prin întâmplarea cu curcubeta. Și curcubeta ne vorbește inimii noastre și eu despre curcubeta vreau să vorbesc astăzi. În primul rând,
Versetul 2 zice așa: Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Nu i-o permis lui Iona, zice, du-te la zile ceva. Du-te, spune-le ce crezi tu. Dacă ești proroc al lui Dumnezeu, spui ce Dumnezeu ți-a zis să spui. Că te bate, că te laudă, că ascultă, că nu ascultă, în multe locuri zice. Nu, nu-i treaba ta. Un proroc al lui Dumnezeu e trimis să spună. În Ieremia, capitolul 27, cred că o găsesc textul, îi spusese Dumnezeu în Ieremia, capitolul 1: Tu ești copil, dar te voi trimite la împărați și le vei spune ce spun eu. În Ieremia, capitolul 27, zice Ieremia: Așa mi-a vorbit Domnul, fă niște legături și niște juguri și puneți-le la gât. Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copilului Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratului Iuda. Și spune-le să spună stăpânilor lor: Așa vorbește Domnul oștirilor, împăratului Israel. Iată ce să spune stăpânilor voștri: Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoace și așa mai departe. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnesar, îi dau chiar și piatrele câmpului, toate neamurile vor fi supuse lui. Care era problema? Nebucadnesar, împăratul Babilonului, și-a extins dominația. Și Dumnezeu a vrut să aibă milă de Tir, de Sidon, de Amon și de Moab. Și a trimis un mesager să le spună: măi, supuneți-vă împăratului Babilonului și nu veți fi distruși. Și ei nu s-au supus. Cel puțin Tirul, știm că asediul asupra Tirului a durat 13 ani. Dacă ne uităm și istoria spune și profețiile biblice spun cât de mult s-a chinuit, ce slujbă grea, așa spune profetul, ce slujbă grea a făcut Nebucadnesar împotriva Tirului și ei au fugit cu comori de la Cartagena. Tot aurul, acolo era centrul financiar al lumii, era în Tir, era America vremii de atunci. Și pentru că Tirul a rămas gol și Nebucadnesar n-a primit nimic, Dumnezeu i-a dat Egiptul ca plată. Egiptul, care era iarăși o supraputere, a fost nimicit de babilonieni. Și până astăzi nu s-a mai ridicat, așa cum am arătat odată, Tanisul a fost ars. Și tot aurul Egiptului a ajuns la Babilonie. Dumnezeu a avut milă de aceste popoare și le-a spus: supuneți-vă împăratului Babilonului și va fi bine. Și așa l-a spus și evreilor. Și ei n-au ascultat. De aceea să n-ascultați pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe ghizătorii voștri, pe citorii voștri, în stele și pe prorocitorilor, care vă zic: nu veți fi supuși împăratului Babilonului, căci ei vă provocesc minciuni. Dar pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care va fi supus, îl voi lăsa în țara lui, ca să lucreze și să locuiască în ea. Asta a spus Ieremia prin cine? Prin ambasadori. Ca și astăzi erau ambasadori la Zedechia, acum astăzi sunt ambasadori, chiar și în Cluj, sunt o grămadă de consulate, dar la București sunt toate ambasadele lumii. Toate țările lumii au ambasade în București, da? Tot așa era și atunci, erau ambasadori la Ierusalim. Și prin acești ambasadori s-a trimis porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu are ambasadori și acolo ambasadorul trebuie să spună exact ce i s-a spus. Vestește strigarea pe care ți-o voi da. Este o lecție pentru noi. Noi suntem trimiși ca ambasadori al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne spune să inventăm ceva. Dumnezeu să spunem cuvântul lui Dumnezeu așa cum e, cu simplitate, fără un gând mai dinainte, fără prejudecată, fără... Băi, ce o să creadă ăsta despre mine dacă eu spun asta? Păi, eu vreau să fiu bine. Păi, ăsta niște aburele, ăsta niște absurdități, astea nu țin de lumea asta, lumea are alte vise, alte... Dar nu e ceaba noastră ce are lumea și zice, vestește acolo strigarea pe care se voi da. După experiența cu peștele, Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive. Iona a început să pătrundă în oraș care de o zi, încă 40 de zile și Ninive a fi nimicită. Călătorie de 3 zile este probabil, dacă ar fi să străbați toate străzile, ai face 3 zile, probabil. Cam asta înseamnă o călătorie de 3 zile. Care de o zi, deci a intrat și a strigat. Atunci nu era altă metodă decât să anunți. Vedem că ei s-au pocăit. Adică, ce înseamnă pocăința? Chiar împăratul a spus. Să se întoarcă de la calea lor, versetul 8, să se întoarcă de la calea lor cearea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Orice societate, dacă beneficiază de stabilitate politică și economică, se structurează. Devin judecători, judecați. Își face
un mediu în care să se dezvolte. Și neapărat în foarte scurt timp ajung oamenii să se îmbogățească și unii să fie mai bogați ca alții și să asuprească pe cei care nu sunt așa de bogați ca ei. Asuprirea este unul din păcatele cele mai mari pe care le vedem în Vechiul Testament. Legea lui Moise, dacă ne uităm și o citim cu atenție, are foarte mare parte înlăturarea asupririi, înlăturarea înrobirii, înlăturarea inegalității, înlăturarea vindecarea acestor. Dacă, de exemplu, te-ai vândut rob, după atâția ani să ieși. Dacă ai cumpărat un teren, după atâția ani îl dai înapoi. Deci orice lucru să se întoarcă ca să fie o egalitate. Nu e vorba de comunism, e vorba de faptul că pământul este al lui Dumnezeu. Orice om care se laudă că are ceva, că are. Știți ce are? O curcube. Orice om care se laudă că are ceva, știți ce are? Și Dumnezeu îi dă lui Iona lecția curcubetei și eu astăzi vreau să detaliez ca să primim și noi lecția curcubetei și să rămânem cu gândul la curcubeta care despre care spune cuvântul lui Dumnezeu așa și pornesc de la din spate în față. Versetul 10. Atunci și Dumnezeu a zis: ție este milă de curcubeta aceasta care nu te-a costat nicio prudă și pe care nu tu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni, care nu știu ce Dios. Dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Cu asta se termină cartea Iona. Cu un cuvânt magic. Milă. Milă înseamnă dragoste. Milă înseamnă să te dai tu, să-l slujești pe celălalt. Să îl ajuți să beneficieze de dreptate. Când mi s-a luat permisul, clar, ești vinovat, se ia permisul și trebuie să dau examenul acela 13 din 15. Am început să mă interesez și când mai puțin de o săptămână am dat telefonul și la fratele lui Paul și la unul, la altul, la cât mai știam că o mai trecut prin asta. Și am aflat care e metoda, să, cum se învață și că nu e chiar așa de complicat. Și pe urmă a venit la mine unul, tot așa aflase că n-am permis, un prieten, un prieten, și zice: Dane, am auzit și mie meu la permisul pe la Salău, nu știu ce, zice, cum se procedează. Și eu, ca unul care deja știam și care trecuse, mi-am spus cu detalii cum trebuie să procedez. I-am dat și cartea pe care eu o terminasem deja, eu îmi luasem deja examen. Și probabil și el s-a luat. Dar cam așa trebuie procedat. Noi am trecut prin acest proces de învățare, Dumnezeu ne-a învățat și tot același lucru trebuie să îl facem și noi cu cei din jurul nostru. E vorba de milă. Curcubeta este un semn al dragostei lui Dumnezeu. Planta care face umbră. Asta e curcubeta. Să detaliem puțin și să mai tragem niște învățători. În primul rând, curcubeta simbolizează starea omului care îi merge bine, care primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Poate reușește afacerile, poate reușește școala, poate reușește familia, poate totul e bine, totul îi merge bine. Și asta înțelegem noi prin faptul că o răsărit o curcubetă și omul este protejat. O plantă care îl protejează. Omul se socotește protejat când are o meserie bună, când are un venit bun, când are o casă, când are o mașină, când are o mașină bună, de exemplu, când are asigurare bună în America, e foarte important să ai o asigurare bună, să ai un viitor asigurat. A toate aceste lucruri Dumnezeu ne le-a simbolizat prin curcubeta. Dar era o problemă cu curcubeta. Curcubeta umbrea un om mânios. Un om nevindecat. În lăuntrul lui era, știți ce făcea Iona la adăpostul curcubetei? Aștepta să vadă ce se va întâmpla cu cetatea. Aștepta să vadă ca și Avram pe munte, când Sodoma a fost nimicită, dimineața Avram a văzut ca fumul unui cuptor de la 1400 de metri diferite. Vezi jos, ca de la etaj, ca și când te uiți de pe un bloc și te uiți pe stradă. Nu? Așa vezi, se vedea de acolo de sus. Și așa și-o pregătit, cred că cam asta o fi avut, că
întâmplarea cu Sodoma se întâmplase cu mulți ani înainte, cu sute de ani. Și probabil lucrul ăsta l-a avut în minte Iona când s-a așezat la răsărit de Ninive și a făcut el un umbrar, dar probabil umbrarul lui era din creion uscate. Dumnezeu a făcut o plantă vie care nu se mai usca. Sau cel puțin teoretic. Și așa s-a bucurat că crește o plantă și stă la umbră și nu îl bate soarele. Cam asta e viața noastră când ne merge bine. Când ne merge bine este un test. Deci când Dumnezeu face ca să ne meargă bine este un test. Dacă ne uităm la blestemele pe care le-a scris Moise în Deuteronom, acolo nu scrie nu vei zidi case, nu vei sări grădini, nu vei face, ci scrie altceva. Vei zidi și altul le va locui, vei sădi, altul va culege și așa mai departe. Blestemul nu constă în faptul că n-ai parte de binecuvântare de la Dumnezeu, ci n-ai parte de rezultatul binecuvântării. Și rezultatul binecuvântării să înțelegi de ce Dumnezeu ți-a dat toate aceste lucruri. Dacă mintea rămâne închisă și omul nu înțelege minunea aceasta a binecuvântării de Dumnezeu, de ce Dumnezeu i-a dat, în inima lui Iona clocotea mânia. Probabil generații întregi de evrei suferiseră din partea asirienilor. Și cum Dumnezeu iartă pe ăștia? Ăștia nu trebuie iertați, ăștia trebuie omorâți, ăștia foarte bine. Eu le-am spus, dar tot aștept să văd ce se întâmplă cu cetatea. Asta era în inima lui Iona. Din cauza asta, zice, nici n-a vrut să meargă, dar dacă ne uităm, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Adică tu, om, Iona, vrei să înlături planul lui Dumnezeu. El a fugit la Tars ca să nu se pocăiască în Niveni. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în îndurare și că te căiești rău. Păi cum vine asta? Tu știai că Dumnezeu e milos, dar tu nu mergi să le spui oamenilor ca să beneficieze de mila lui Dumnezeu. Uite cam așa suntem noi. Un astfel de Iona este și în inima noastră. Un Iona care știe și tace. Mai mult decât atât. Un Iona care nici nu vrea să spună. Ca să nu... Mai mult decât atât. Un Iona mânios când Dumnezeu își arată dragostea. Acum, Doamne, ia-mi viața. Că își vrea mai bine să mor decât să trăiesc. Un Iona care ține așa de mult la convingerea lui greșită, încât preferă să moară pentru ea, decât să vadă mila lui Dumnezeu răspândindu-se și peste ceilalți. Și asta au fost evreii pe vremea Domnului Iisus. Toate Scripturile mărturisesc despre ei, despre El. Evreii pe vremea Domnului Iisus, dacă ne uităm la ura împotriva lui Pavel când a fost arestat, au trebuit 200 de soldați romani să-l păzească pe Pavel ca să-l coboare până la Cezarea, ca să nu-l sfârșie talibanii ăia de evrei care erau înverșunați de ură împotriva lui, tocmai pentru faptul că spunea că și neamurile pot să fie mântuite. Asta era mesajul. Și neamurile pot să fie mântuite. Asta a fost cel mai groasnic lucru de acceptat pentru evrei. Și mai mult decât atât, că nu trebuie să se taie împrejur, că nu trebuie să țină legea lui Moise, că nu trebuie să țină sabat. Asta era un lucru îngrozitor pentru ei. Și Dumnezeu rezolvă problema printr-un simbol, printr-o pildă. Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Iona nu credea că ei se vor pocăi. Iona era convins că va vedea distrugerea tătășii. A vrut să-și facă loja din care să privească spectacolul distrugerii cetății Ninive. De multe ori și noi privim în viață și când ne merge bine, stăm și la altul merge rău. Și în inima noastră se naște gândul că s-a făcut ceva. Dar se poate întâmpla ca și cel care îi merge rău să fie tot un Iona și tocmai să fi venit viermele și să înțepe curcubăta și să se usuce curcubăta semenului meu. Dar nicio grijă, că se usucă și curcubăta noastră. Că atunci când avem în inima noastră această stare de pismă, această stare de invidierea, această stare de noi ei, să nu avem dragostea lui Dumnezeu, să nu suferim cu suferința lui Dumnezeu pentru cei din jurul nostru, atunci Dumnezeu lasă să crească
Versetul 6. Domnul Dumnezeu a făcut să crească o curcubetă care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui Iona și să-l facă să-i treacă mânia. Când inima noastră este plină de mânie, Dumnezeu ne dă binecuvântare. Și în binecuvântare, omul ar trebui ca să fie generos. Să se gândească la cei din jurul lui, să nu mai aibă mânie, să aibă atâta domnie, sau așa, să fie așa de lor, cum se zice, să aibă acea stare în care să zic, ce are rost eu să mai port eu mânie în inima mea? Omul ar trebui să alunge orice întristare din inima lui, când stă la umbra corpului. Dar vedem că au fost în inima lui Iona două sentimente contradictorii. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubeta aceasta. Deci peste mânia care clocotea, s-a adunat încă un sentiment. Știți, inima omului un sac de sentimente. Un raft, unul peste altul. Și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Iese la iveală, depinde, care, în funcție de situație. În funcție de viermă. În funcție de soare. Când a venit soarele, foarte mare bucurie că are umbră. Iona s-a bucurat foarte, dar mânia lui din inima lui nu a plecat. Și Dumnezeu asta urmărea, ca să-l facă să-i treacă mânia. Dar la doua zi, la răsăritul soarelui, tot Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubeta. Și curcubeta s-a uscat. Acum, umbrarul lui făcut din crengi rupte era una. O trebuia să rănească, dar curcubeta era ceva deosebit. E ca și când merge bine în viață și dai de o sursă, ori o școală bună, ori o meserie bună, ori o afacere bună, oriceva și zici ca tânărul bogat, acum suflete, ai de toate, acum îți merge bine, nimeni nu te clintește. Și Dumnezeu trimite un vierme și curcubeta se usucă. Mai mult decât atât, când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Deci, nu numai că ai rămas fără curcubetă, vine și vântul de la răsărit și soarele puternic. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mâni din picina curcubetei? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubeta aceasta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. De multe ori noi suntem judecători înaintea lui Dumnezeu. Noi am vrea ca, noi știm de ce lui ăla îi se întâmplă ceva și am vrea ca la ăia să le se întâmple așa. Și Iona a fost un judecător înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul spune, pe oviților nu judecați nimic înainte de noi până va veni Domnul, care va descoperi gândurile inimilor. Dumnezeu trebuie să descopere gândul lui Iona. Și a descoperit printr-o pildă, printr-o curcubeță care a crescut și care... Despre care Dumnezeu îi spune lui Iona așa. Nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu ai făcut-o să crească. Noi avem în viața noastră curcubete, avem situații. Și greșim atunci când zicem mâna mea, puterea mea, înțelepciunea mea au făcut să fie. Știți ce spune Dumnezeu despre toate acestea? Nu tu ai făcut-o să... crească. Nu te-a costat nimic și nu tu ai făcut-o să crească. Împrejurările favorabile din viață sunt mila lui Dumnezeu. Și numai atunci le vedem când și le înțelegem când nu le mai avem. Dumnezeu și-a arătat o milă și mai mare. Ne-a trimis cuvântul Său și ne-a dat lecția aceasta ca să nu trecem prin învățarea din experiență. Învățarea, lecția din experiență e cea mai costisitoare lecție. Aia, într-adevăr, te costă. A trecut Iona prin experiența curcubetei. Să nu mai trecem și noi. Dacă Dumnezeu ne-a dat curcubeta și ne bucurăm că nu ne mai bate soarele și vântul de la răsărit, noi trebuie să alungăm din inima noastră mânia. Aia care e de desubt. Să rămânem, nu îi ia bucuria curcubetei. Dumnezeu nu i-a zis lui Iona, bine faci tu că te bucuri. Bine faci tu că te mâni. E bine că te mâni, bună mânia din inima ta care tot ieșea la suprafață.
De aceea, lecția curcubetei, lecția binecuvântării trebuie să fie lecția aceea care dă afară din inima noastră mânia și lasă mila lui Dumnezeu, sentimentul pe care Dumnezeu l-a avut pentru cetatea Ninive. Și aici vedem, în mod practic și prefigurat în profeție, dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni s-a arătat în Domnul Iisus Hristos ca să treacă orice graniță. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni îi zice, du-te la Ninive, cetatea cea mare. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni spune, au fost mai multe situații, du-te la Sarepta care ține de Sidon. Am poruncit unei femei să te hrănească acolo. Domnul Iisus, la un moment dat, a trecut prin ținuturile Tirului și ale Sidonului. Te-a mers singur. Și s-a întors înapoi pe la Cezarea lui Filipi. Deci a făcut un traseu printre neamuri și prin Decapoli, prin cetăți grecești. Domnul Iisus a trecut granița aceasta a lui noi evrei. Domnul Iisus a vindecat și pe samariteni. Domnul Iisus a fost cel care a vindecat robul unui roman. Cel mai greu a fost să lucreze cu sentimentele oamenilor și cu sentimentele propriilor ucenici a fost greu să lucreze. Și cel mai greu dușman al dragostei lui Dumnezeu este sentimentele noastre greșite, iubirile noastre greșite. Noi suntem sac de sentimente. Și în sacul nostru de sentimente sunt iubiri greșite. Mânii. Dragostea de poporul ales. Noi și numai noi. Sunt stări de pismă, sunt stări care Dumnezeu trebuie să le vindece. Și pilda aceasta de astăzi a lui Iona, pilda corcubetei, este o pildă a Domnului Iisus, care și-a arătat dragostea și a trecut dincolo. A făcut pasul dincolo, spre celălalt, spre cel înstrăinat, spre cel care, după toată teoria noastră și după toată cunoașterea noastră, nu merită dragostea lui Dumnezeu, mai așa judecat. Ăsta nu merită, la ăsta nu-i spun. Și totuși, forțat de împrejurări, Iona a trebuit să spună și forțat de Dumnezeu, Iona a trebuit să se supună lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut mai mult decât atât. Iona a fost slujitor ca slugă. A fost unul din slujile care a fost trimise. Domnul Iisus a fost slujitor ca fiu peste casa lui Dumnezeu și a făcut-o din dragoste. În pilda Domnului Iisus vedem mai mult decât în pilda lui Iona. Dar și în pilda lui Iona vedem în chip întunecos, în chip parțial. Ne vedem pe noi ca slujitori care trebuie să slujim ca fii. Câte lucruri găsim în inima noastră care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu are treabă. Și atunci când ne crește curcubeta, să ne amintim de curcubeta lui Iona. Și atunci când ni se usucă curcubeta, să ne amintim tot de curcubeta lui Iona. Amin. Amin. Un text din Matei, capitolul 16, începând cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, fiindcă nu carne și sânge ți-a descoperit lucrul acesta. Și Tatăl meu care este în cer, eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristos. Amin. Dumnezeu ne-a
creat pe noi după chipul și asemănarea Lui. Ne-a creat ca să fim dependenți de Dumnezeu și să nu putem să trăim fără Dumnezeu. Cine crede că poate trăi fără Dumnezeu, trăiește o iluzie. Pentru că așa suntem făcuți, nu putem. Fugim pentru o perioadă de Dumnezeu și pe urmă vedem că avem nevoie de El. Trăim într-o lume în derivă, într-o lume a incertitudinilor. Nimic nu este în siguranță, ce astăzi, mâine nu mai este. Ce astăzi părea nou și strălucitor, mâine se învechește. Când privim la casele vechi, care era o mândrie pentru moșii, strămoșii noștri, astăzi vedem de fapt că zac părăsite sau în paragină, ce era strălucitor, dar tot dus. La fel este și viața noastră. Eram odată plin de putere, eram odată plin de avânt, avea planuri mărețe. Și acum fiecare dintre noi, la rândul lui, așa cum am venit în lume, așa vom și pleca, fiecare vede de fapt că e o iluzie și faptul că noi, prin puterea noastră, putem face ceva. Dumnezeu vrea să ne învețe această lecție, că noi nu putem face nimic care să aibă greutate în cerul, decât numai prin El, pentru că El ne-a făcut pe noi ca să moștenim cerul. Păcatul a făcut această transformare fundamentală în om și a deformat gândirea și gândirea omului este paralelă cu gândirea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea Lui, care este neînțeleasă, spunea cineva, cum poate să numești tu pe un Dumnezeu al dragostei? Că nu uite, când a avut poftă să omoare atâția cananiți, un Dumnezeu care a permis să întâmple atâtea lucruri, care permite să moară oameni nevinovați, zic ei acolo. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu al dragostei, trebuia să permită să meargă în cer și criminale, și hoții, și tâlhare, că și ei au nevoie de așa ceva. Zice. Bine, dar Dumnezeu permite. Cine a dat, de exemplu, tâlharul de pe cruce. Da. Dar asta necesită o pocăință, o recunoaștere și o transformare. Pentru că ce-ar fi cerul plin de tâlhari, de hoți, de ucigași, de pedofili, ce-ar fi cerul? Deci celor care ne pun întrebări bazocoritoare, trebuie să le răspundem în logica lui Dumnezeu. Și așa cum s-a statornicit că astea sunt niște povești și de la întemeierea lumii tot așa vin lucrurile și Dumnezeu nu. Da, Dumnezeu are timpul Lui și El le face totul cu precizie. Am învățat la fizică, de exemplu, cu armele lor. Am învățat la fizică că universul acesta este atât de vast încât anumite stele la ani lumină sunt. Și ziceam, bun, și dacă suntem pe o stea la 2000 de ani lumină și avem un telescop și privim spre Pământ, ce vedem noi? Vedem o mulțime înfuriată care strigă, răstignește-l, răstignește-l, ia-l de la noi. Când s-a întâmplat asta? Acum sau acum 2000 de ani? Deci nu putem să-L aducem pe Dumnezeu în logica noastră și așa, în cronologia asta. Și Dumnezeu îl credem că El acționează așa, El are ora Lui, la ora cercetării, zice Câteam. Este ora cercetării pentru fiecare și noi trebuie să răspundem. Întrebarea fundamentală care ni se pune și nouă este... Și aceasta, cine zic oamenii că suntem, dar cine ziceți voi că suntem? Oamenii zic. Dar nu se adresa unor oameni care nu citiseră Scriptură. Deci îndemnul nostru pentru toți este să citească Scriptură. Să încerce să trăiască fără Dumnezeu, convingă de fapt că nu poate, să vină la Cuvântul lui Dumnezeu care este singurul care are calitate absolută și de acolo se poate să înțeleagă un lucru că el... Stăm în fața unui Dumnezeu măresc care a creat cerurile și pământul, care a rezolvat problema gravă a păcatului printr-o jertfă care nu se poate închipui, nu se poate măsura, nu se poate gândi și nu se poate concepe, adică cum, adică Dumnezeu grămădit într-o ființă, cum spune cu el, cum așa ceva? Și oamenii aceștia, ucenicii au umblat cu Domnul Iisus și L-au cunoscut în felul în care L-au cunoscut.
dar a venit un moment în care el trebuia să-L cunoască cine este El. Această cunoaștere, de fapt, contează și pentru noi. Și când l-a întrebat pe Petru, el a spus, a vorbit în numele tuturor, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Fiu. Și Domnul Iisus s-a bucurat atunci și a spus, ferice de tine, pentru că nu carnea și sângele s-au descoperit ție acestea. Pentru că lucrul acesta nu știa decât Dumnezeu, Tatăl și Duhul Sfânt. Și totuși dacă au ajuns încă la cineva, atunci Domnul Iisus cu siguranță că Tatăl i-a făcut această descoperire, pentru că El nu avea cum să cunoască decât prin lucrarea pe care o face. Aceasta este lucrarea pe care o face Scriptura. În rest, viața aceasta este efemeră, așa cum am spus, te plină de incertitudini, primejdea se la orice pas, așa cum spune poetul, primejdea te cere, o afli orice unde, ghicești că te pândește și bănuie că se ascunde, îi bănuim că se ascunde, de fapt ea iese. E bine să fim conștienți și atunci să putem să stăm în fața lui Dumnezeu deschiși, așa, în neputința noastră, să ne plecăm cap. Ascultam pe un frate care era un pic alarmat, așa că și-a venit un tânăr la mine și cu niște blugi așa strâns pe el, mulat și așa, și povestea așa cu nonșalanță că dimineața am stat la o cafea cu Domnul Iisus și mă simt așa de fericit și cumva, eu n-aș zice că asta este, dar să nu fie ușurătate, adică să nu fie ușurătate în asta, să nu fie un Iisus așa la care noi îl manipulăm, nu? Nu. Moise nu a zis, Doamne, hai să bem o cafea. Isaia, când l-a văzut, n-a zis, hai să stăm la o cafea. Deci Dumnezeu este Dumnezeu. Și trebuie să-L vedem așa, în toată puterea Lui, în toată dreptatea Lui. Și atunci noi ne raportăm la El. Cum sunt eu? Și atunci, dacă înțelegem așa cu siguranță că plecăm capul fața lui Dumnezeu și suntem siguri că tot ce avem, avem prin El, El este protecția noastră și El ne ține pe făgăduința Lui, așa cum am citit din textul Isaia. Eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerului și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Forțarea acestui cuvânt și interpretarea lui fără Duhul lui Dumnezeu a dus la ce a dus, succesiunea. Aici este un joc de cuvinte. Petru este Petros, Petra este stâncă, cum comenta cineva. Tu ești Petru și pe această piatră, voi de biserică. Deci tu ești o petricică și ai scos un adevăr cât o stâncă, cât un munte. Deci asta era chiar chestia lui Petru. Și acum sigur că vine o vreme când cuvântul lui Dumnezeu nu mai vorbește. Dumnezeu tace. Și aceasta este o vreme greoaie când Dumnezeu tace. Și Domnul Iisus le-a poruncit lor, ucenicilor, să nu spună nimănui că este Hristos. Păi cum adică să nu spună nimănui dacă? Trecuse timpul pentru Israel. Israel era scos din ecuație, fost în afară paranteze, și Dumnezeu începea biserica pentru cei care recunoșteau, se pocăiau dintre evrei și dintre neam. Cum e dragostea lui Dumnezeu? Pe dragostea lui Dumnezeu este că Dumnezeu n-a uitat pe Israel. Dovadă că nimeni nu-și închipuia măcar să ia ființă statul Israel și evreii se întoarcă. Uite că s-a întâmplat. Și Dumnezeu își ține făgăduința față de ei. Dar acum ce a făcut cu ei? I-a pus un tratament. Un tratament așa ca să poată să-i modeleze și să-i aducă în ceea ce privește voia lui să poată să meargă. Îți voi da cheile împărăției. Oare care sunt aceste chei și ce înseamnă aceste chei? În finalul la
Evanghelia după Matei, versetul 19 și 20, capitolul 28, zice: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Domnului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Ei au mers și așa au făcut. Și acum, haideți să vedem pe Petru, care a avut această descoperire, cum o prezintă el oamenilor. Și mergem la fapte 2. Și el îi se adresează așa, citesc și după aceea numai două idei. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezire. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea cu bucurie, cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul domniei, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezire. Și Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, iar noi suntem martorii lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și a auzit. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Dumnezeu a zis, Domnule meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a trăsărit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei de sunt departe acum, oricât de mare număr îi va chemat Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din timpul acestui neam de călători. Acesta a fost mesajul lui Pavel. Pavel a avut un curaj extraordinar. Nu și-a făcut socoteala Pavel. Măi, poate mă vor asculta. Nu mă vor asculta. Petru, da. Nu mă vor asculta să-mi drept cumva speciul să dea bine. Nu. El a spus adevărul. Și adevărul este așa cum este ca o sabie care taie și străpunge. Și oamenii au fost străpunși. Același mesaj este și pentru noi astăzi. Să spunem adevărul. Nu pregătim mesajul să simtă oamenii bine. Nu poți să-i spui unui om care este în pragul morții că se simtă bine, că astea sunt iluzii. Trebuie să cunoască adevărul și trebuie să știe un lucru. În mâna lui Dumnezeu nimeni nu ne poate smulge. Noi suntem și atunci când nu văd și atunci când nu înțeleg, eu sunt în mâna lui și el își ține făgăduința. Asta, de fapt, este echilibrul pentru cel credincios. Mă uit la mine și de multe ori echilibrul meu se duce așa.
Da, da, stânca pe care stau eu nu se clate și mă bazez pe această stâncă. Mulțumim Dumnezeu pentru cuvântul Lui, ne ridicăm și ne rugăm că și eu vă să ajung mai repede la cuca, o să mai stau un pic pe oameni. Și să fie desmătută Lui Dumnezeu că